Salutare, prieteni, și bine ați venit din nou pe canalul Mașini, Bere și Montare. După cum bine vedeți, astăzi avem alături de noi un Mercedes. Este vorba despre un Mercedes CLS 63 AMG într-o formă modificată. Mașina la bază are 540 de cai, dar aceasta are un remap downpipe și midpipe schimbat și avem 620 de cai la roată, deci testată pe dyno. Așa că, după cum bine vedeți, condițiile nu sunt tocmai optime pentru a testa această mașină, adică este frig, este ianuarie, da, încă suntem în luna ianuarie, este umed, dar ne dăm silința să vă arătăm despre ce este în stare această mașină. După cum v-am zis, mașina este modificată, 620 de cai, avem downpipe și midpipe-ul schimbat, deci sună într-un mare fel mașina asta și o să-mi pare rău de toți locuitorii din zonele astea, dar trebuie să facem și noi un review. Mașina a suferit mici modificări, la bază este o mașină neagră, dar este înfoliată în acest roșu care îi schimbă aspectul total. Avem grila din față înfoliată la fel în negru, normal este de crom, dar arată mult mai bine negru. În partea de jos avem un lip de carbon, pe lateral avem praguri de carbon și în partea din spate avem un difuzor de carbon. De asemenea avem jante pe 20 și de asemenea mașina este și lăsată jos cam cu 2 cm și cam atât. Cam atât la exterior. După cum bine știți, aceste mașini sunt echipate cu o cutie 7 G-tronic, celebra cutie de la Mercedes. Nu sunt mare fan al acestei cutii pentru că este puțin în urmă, comparând cu cutiile automate de la Porsche, PDK, este cu 10 ani în urmă cutia asta, așa că aș fi preferat ca pe AMG măcar să fac un pic de soft la cutiile alea ca să răspundă mult, mult mai bine. Sunt ok, îți faci treaba cu ele, dar nu este nimic impresionant. Are puțină întârziere și l-a schimbat inclusiv dacă o pui pe manual, dar de cele mai multe ori conduc mașina asta pe modul Sport Plus. Și de asemenea, fiind un AMG, avem setarea pe două nivele al controlului tracțiunii. Primul nivel practic îți dă o setare mai sportivă și al doilea nivel dezactivezi complet controlul tracțiunii, dar cu siguranță nu o să facem treaba aia astăzi, pentru că, sau o să facem? S-ar putea să facem. Nu o să vă mai plictisesc cu detaliile despre această mașină, ce mașină este la bază și așa mai departe, găsiți foarte multe review-uri pe internet în ziua de astăzi, așa că cred că ar trebui să-i dăm bătaie și să conducem această mașină. Hai să facem un start, nu este un cold start, pentru că deja am pornit mașina, dar hai să pornim. Ce bine sună, ce bine sună mașina asta și va trebui să o luăm puțin ușor acum, pentru că motorul încă este rece, uleiul este rece. Avem aici un display în care putem selecta AMG și ne arate temperatura la ulei. Ceea ce înseamnă că acum avem 27 de grade la ulei, adică până undeva la 70-80 de grade va trebui să o lăsăm mai ușor. Dar profităm de acest moment și punem mașina pe modul confort și apoi, bineînțeles, pe Sport Plus și o să discutăm despre diferențe. Este foarte ciudată mașina asta când este uleiul rece, adică are un comportament puțin ciudat. Dar odată ce se încălzește uleiul, nu mai avem treabă. Vedeți? Deci și acum intră doar un pic, ating accelerația și intră SP-ul. Dar da, avem scaune încălzite și profităm de opțiunea asta. Din păcate la mașina asta nu avem volan încălzit. Știți foarte bine că eu sunt un mare sucker pentru volan încălzit. Avem faruri inteligente, ce mai avem, nu știu, avem scaune aici reglabile, full reglabile, pe lateral, da, sunt destul de bine așa scaunele astea, te țin foarte bine pe curbe și după cum am zis, le poți regla, adică le poți face mai gen fotoliu sau poți umfla partea asta laterală și atunci pe curbe te ține foarte bine. Nu avem suspensie pe aer în mașina asta, sau avem oare? Nu cred că avem suspensie pe aer, mașina a fost și coborâtă cu 2 cm sau 3 cm dacă nu mă înșel, deci mașina stă destul de jos. Ce altceva ar mai fi de zis? Nu știu, în rest este ca un CLS 63 normal, avem sistemul Harman Kardon, nu mă impresionează sincer, la Mercedes Harman Kardon nu mi se pare wow.
nu știu ce alt sistem, cred că ei mai oferă și Bang & Olufsen, care Bang & Olufsen, da, este altă clasă. Deci asta ar fi cumva entry level. Uitați, vedeți cum face. Când e rece, odată ce încălzești, nu mai ai treabă, știi? Dar la început face chestia asta, nu știu de ce. Ok, benzină avem. O să încerc acum să mă duc undeva pe într-o zonă mai puțin populată, undeva în afara Londrei, pentru că aici nu am unde, deci nu am unde să mă dau la mașina asta. Și da, facem undeva la 30 de minute până acolo. Mă uitam să văd dacă am benzină, știi? Avem jumătate de rezervă, deci ar trebui să fim ok. Pentru o călătorie de o oră ar trebui să fim destul de ok. Sincer să fiu, mașina asta nu consumă ridicol. Probabil ajută și faptul că are un remap făcut, nu știu exact, dar nu mi s-a părut bine. Îți ia undeva la 20, 18, 19 în oraș, știi? Dar am avut alte mașini, de exemplu Panamera GTS-ul consumă mai mult, frate. Bine, probabil și de când am schimbat eu tobele m-am dat la el ca un nebun, dar mi se pare că consumă mai mult. Și vorbim de motor 4.4 V8 împotriva la motor 5.5 V8. Așa că da, nu-i desperat consumul, nu e niciun consum de diesel, dar te aștepți, până la urmă te aștepți. Dar nu o să vă mai plictisesc acum cu multă politică, o să mă îndrept spre locație și mai vorbim acolo despre mașina asta. Op. Gropi. Bun, hai să vedem de ce este în stare această mașină. Așa că o să deschid puțin geamul, sper să se audă sunetul și la interior și camera să prindă cât de cât. O punem. Hai să o lăsăm pe modul confort. Pentru început hai să o lăsăm pe modul confort și traction controlul activat. Să vedem. Oh. Nu poți, frate. Și asta e cu controlul tracțiunii activat, da? Deci dacă l-aș dezactiva, aș zbura exact în parapeți ăștia pe aici. E nebunie. Trebuie să răspunzi foarte rapid când începe să piardă controlul și să nu continui ca un prost, că te mușcă. Mașina asta te mușcă. Așa că hai să mai lăsăm puțin pe modul confort. Este foarte, foarte mare mizerie. Urăsc lunile astea anului. Am spălat mașina, dar am spălat-o degeaba, că nu ai șanse. Hai să o punem pe manual, da? Hai să o punem pe manual și să vedem cum răspunde. Suntem în treapta a treia. 2. Nu pot, deci nu pot să-i dau, frate. Îmi pierde aderența la greu. Acum, îmi pare rău pentru oamenii ăștia de aici. Bine și pe downshift. Nu face foarte spectaculos, dar deci patinează la greu. Așa mașină să piardă, bine, în afară de mașina aia adunată al Marius. Wow! Wow! Mamă, frate. Mi-e frică să-i dau. Mi-e frică să-i dau, frate. Deci dacă nici cu mașina asta nu-ți crește temperatura, atunci nu știu cu cealaltă mașină. Incredibil. Deci, trebuie să fiu foarte atent să-mi aleg porțiunea de drum unde mă dau la ea. Stați că avem o mașină care vine din contrasens și drumurile sunt foarte înguste pe aici. Plăcere. Capul meu, frate, deci.
Pericol, pericol. Bun. Hai să facem o prostie și o punem pe Sport Plus. Pe Sport Plus și punem și dezactivăm. Deci ai două moduri pentru controlul tracțiunii, ai Sport și ai complet off. Acum am pus-o pe Sport. Wow. No, nu cred că, deci nu cred că pot să mă dau la ea așa, pentru că mi se pare că patinează prea mult și mi-e frică să nu o scap. Mi-e frică să nu o scap. Hai să-l lăsăm totuși pe auto să-și facă ea treaba. Hai să-l lăsăm pe auto să-și facă ea treaba și să vedem cum răspunde cutia asta. Nebunie, nebunie. Nu știu dacă se aude pe cameră sunetul ăsta care-l aud eu, dar... ideale pentru a filma mai mult, dar probabil când vremea se îndreaptă o să revenim cu mai multe cadre, imagini și detalii despre această mașină și de ce nu probabil și cu un video despre costuri, să vorbim despre costuri, să vorbim cât au costat modificările și așa mai departe. Așa că dacă aveți alte întrebări sau nelămuriri, le lăsați în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, fiți cu minți,